Ciao bambini și bine v-am găsit la episodul cu numărul 6, care întâmplător sau nu este și numărul de clase pe care l-am eu. Am glumit, sunteți super aiurea că v-ați gândit la asta. Plus că nu contează câte clase ai, important în viață este să ai Ferrari. Dacă nu ai Ferrari, măcar să ai Master. Vezi, ți-a ajutat foarte mult Dumnezeu, Marius. Ce mai ziceți, cum mai sunteți? Eu sunt binișor cu treaba, am mai apărut și în clipurile astea dacă vă coafează, dacă nu, nu e niciun fel de problemă. Mi-am mai tras încă un câine pentru că nu erau destule animale în casa asta, am mai păcălit și niște spectacole. Comentariul săptămânii vine de la omul meu Silviu Andrei Șonea, sau Sonea, care ne zice așa: bă drăcea, sunt mare fan, ești regele meu, te pup toate alea. Dă-mi și mie 2 milioane să-mi iau un sac de cartofi, 3 litri de ulei, niște capsule Ariel să-mi spăl alea 3 tricouri de le am, un detergent lichil formil sugi și vreo 2-3 peturi de bere să fie acolo și restul de bani roșie-neagră, roșie-neagră. Această fază mă duce cu gândul la Ariel. Ar, e la tine în gură p***a mea, hopa, intro! Astăzi discutăm despre niște Adidas papuci botoși pe care am văzut în magazinul Sneaker Industry și care m-au spart. Apropo, dacă vă coafează, avem și acest reel încă nelansat. Mamă, ce răsfăț că ai pus tu un reel de 5 secunde în premieră, wow! Du-te bă, m***ții tăi! În fine, astăzi discutăm despre Adidas Arifam Superstar. Wow! English. Clip cu Superstar avem aici în cazul în care vă interesează, dați un clip jap-jap pe dulap, cum se zicea la mine în liceu. Nu mai știu exact de unde plecase vorba asta, dar o foloseam cu toții. Perechea noastră a apărut pe 14 decembrie 2022 la un retail cinstit de $110. Deși mai văzusem niște clipuri în care unii ziceau că de fapt ar fi fost la $90, oricum nu contează. În general. A fost și la Sneaker Industry și în magazin și pe site, doar că până m-am mișcat eu să postez clipul ăsta... Sănătate, la revedere! Strămoșul Adidasului papuc despre care discutăm astăzi se numește Arifam Q, care seamănă o leacă cu Balenciaga aia cu șenile. Ciudați Adidas. Pare că după ce te încalzi cu ei ești gata să faci o expediție pe munte, dar cumva în același timp să și apeși mai bine pietrișul pe un șantier. Și cumva ăștia Q de la Adidas sunt o copie după ăștia de la domnul Kanye. Cumva au cam ținut-o în linie cu toată treaba asta și nu degeaba s-a supărat domnul Kanye că ăștia de la Adidas tot i-au copiat modelele. Adevărul e că ăștia de la Adidas chiar au scos niște Adidas copie pe față și m***ală de la Easy. Însă avem parte aici de o prețioasă lecție de business, care jur, deși pare, nu e titlul de manea, și anume, copia n-are valoare. Cutia este fix aia clasică de la domnii Adidas, doar că este cumva mai mare. Pentru că deși par foarte moi Adidas, ăștia sunt de fapt niște bucăți mari de cauciuc greu de apăsat. Voi vă dați seama că un băiat stă în camera lui și vorbește despre Adidas și cauciuc în timp ce un bărbat alfa fute toate femeile pe stradă acum? Cum e viața? În ceea ce privește tălpicul, cei de la Adidas au făcut o redresare, dacă îmi permiteți. Poate par foarte comozi Adidas ăștia, oricum i-ai purta, fără tălpic nu se poate. Eu i-am purtat doar cu tălpic și în general mai recomand să purtați Adidas și cu șosete, nu și sandalele. Și ce vreau eu să vă mai spun este că episodul de astăzi este sponsorizat de Jnur. Jnur este o aplicație de unde îți poți cumpăra Adidas pe care nu-i găsești peste tot, dar îți poți cumpăra și Adidas de muritor. E un fel de OLX pentru Adidas. Mai degrabă un marketplace unde găsiți Adidas cu tagged photos. Dar ce sunt alea tagged photos? Adică poze tagate. Simplu, ca să nu dai o țeapă cinstită și să minți pe cineva că ai Adidas-i, trebuie să pui acolo o poză cu numele, cu cardul, ca să vadă omul că tu chiar deții perechea. De exemplu, eu aș putea să fakeuiesc poza asta în care sunt alături de Mia Khalifa, însă știm cu toții că e fake. Dar dacă pune acolo niște date, altceva? E originală poza, jur. În momentul de față, aplicația este disponibilă doar pe iOS, curând și pe Android. Anunțurile sunt verificate și este 100% românească. Fix cum făcea pe vremuri și mamaia aplicațiile. Hai, spor la shoppinguială sau la vândut. Un aspect interesant, două puncte, crestele astea muntoase pe care le regăsim la papucii noștri și care sunt puse acolo fix ca să copieze striațiile de la perechea originală de Superstar. Iar ca alte asemănări avem asta la călcâi și dungile astea 3 de p*** să mă iei, ce?
Bineînțeles și forma, însă, spre deosebire de perechea originală de Superstar, materialul folosit la această pereche este un pic diferit. Adică arată alb cumva exteriorul ăla, plus că dacă îi lăsau așa alb normal, arătau a papuși de spital. Oricum ar fi, astea sunt detalii pentru săraci. Pe interiorul Adidasilor regăsim două scâlbe. Ce? Scâlbă, adâncitură, cavitate, gaură, scobitură. Sau cum ar zice un lălăit, scârbă. Scâlbă. Bună asta, bună. Deși acești Adidas par de vară, pot să vă garantez că nu sunt. Adică sunt foarte bine izolați și îți transpiră picioarele în ei original. Apropo, poate nu vă dați seama din poze sau din filmulețe, însă sunt foarte mari. Pare că ai în picioare niște galoși din aia de la mamaie. Adică în cazul în care ești prea scund și porți ăștia, s-ar putea să înceapă prietenii tăi să te strige LeBron. Hello? Sau în cazul în care ești foarte prost, după ce porți Adidas ăștia nu mai ești. Tu sigur ai purtat că nu prea... Foarte bună asta, du-te m***ți. Știi care e secretul pentru atitudine calmă? Reclamă! Ei, tu! Cine, eu? Da, tu! Vrei să-ți cumperi Adidas, dar îți lipsezi niște bani? Da. Ai auzit de emisiunea Kicks and Digs? Cine? Exact! Avem soluția pentru tine! Intră pe Sneaker Industry, adaugă o pereche oarecare în coș și adaugă voucherul KD... 10! Wow! Adidas și care erau 8 milioane, acum sunt 2 milioane! Mulțumesc, Kiss the Dicks! Oricând, prietene, și nu uita, dacă nu știi exact cât înseamnă 10%, site-ul îți calculează automat. Ca mărime, cic ar fi true to size, dar dacă este să mă întrebați pe mine, ar merge jumătate de număr în sus. Chiar dacă nu prea mai ai cum să-i strângi din șireturi după aia dacă sunt prea mari? Nici la apă nu cred că intră dacă încerci să-i faci mai mici. Așa că jumătate de număr în plus n-are ce se întâmple, maxim mai bagi o șosetă, vara. Apropo, am primit Adidas ăștia de la cineva de pe Instagram, dăm te rog mesaj înapoi că am pierdut mesajele alea, dăm un shout-out cinstit, sunt măsura 52 și 1 pe 3 pe 2 pe p***a mea. Sunt foarte mari. Ca să vedeți că suntem for real la emisiunea asta, ca defecte la pereche aș băga două. Ventilația e destul de mea, adică nu sunt suficiente două găurele pe Adidas, iar materialul așa overall, deși pare, nu e foarte comod. Dar, ca părți bune, par printați la o imprimantă 3D, arată bine, adică au și partea aia de un pic futuristic așa, dar totuși te duc cu gândul la OG, că e perechea de Superstar, și vin mișto cu absolut orice pereche de pantaloni, în afară de ăștia de cowboy, care nu prea vin ok în general. Atâtica și cu episodul de astăzi, intrați pe www.haosat.ro pentru că băgăm mereu modele noi acolo, fresh out. Și în încheierea clipului vreau să vedem cine a decis să treacă pe la noi să ne zică ceva frumos. XOXO. Ia ziceți, bă, vă place aia mea cu Adidas și? Da, show-ul ăla al tău în da, mă, da. Despre chestiile alea. Da, mă uită în fiecare niciodată și am o părere, e cel puțin mediu. Ok, mersi mult. Da, de ce m-aș uita la așa ceva? Mersi mult, prieten, vă pup. Să-mi zici, Bobo, dacă ți se pare mai mișto cadrul ăsta, am dat și eu mai zoomat așa un pic mai... Mai alea! Aoleu!